Bună ziua tuturor! Vreau să vă spun bine ați venit acasă. Ne face o deosebită plăcere să ne întâlnim cu dumneavoastră astăzi, în urma discuțiilor pe care le-am mai avut și în anii trecuți. Știm cât de greu vă este în străinătate posibil. Știm cât de greu vă este în străinătate și știm că nu ați plecat de acasă de prea mult bine. Dar mă bucur întotdeauna că sufletul și gândul este tot în țară și tot aici, la noi acasă, în Roma. Ne bucurăm să vedem că de la un an la altul Romanul a devenit un oraș într-o transformare continuă și sperăm ca dumneavoastră, cel puțin cei care veniți atât de rar acasă, să remarcați aceste schimbări care sunt și mă uit că avem și un copil în sală care este viitorul nostru să vă trăiască și chiar făceam această comparație în trecut cu cineva legat de un copil. Un copil care, dacă mai veniți și anul viitor alături de noi, suntem siguri că vă spune, wow, ce s-a transformat, cât de mare s-a făcut. Cred că la fel și dumneavoastră vedeți la Roman schimbările care se fac de la an la an. Și noi ne-am dorit ca, pe lângă toate aceste transformări pe care le facem la nivelul Romanului, prin viziunea dumneavoastră occidentală, prin experiența pe care o acumulați, să ne ajutați să facem lucruri și mai bune la nivelul comunității noastre. De aceea și rostul întâlnirii noastre de astăzi, unde dorim să dezbatem împreună o serie de idei și proiecte care sunt menite să aducă un plus de valoare atât pentru comunitatea noastră, dar cât mai ales pentru dumneavoastră ca și reprezentanți ai comunității. Și vrem să vă propunem astăzi și un proiect nou, Repatriot, care propune un proiect de repatriere prin antreprenoriat. De aceea, noi am și aderat în acest an la acest proiect, tocmai din dorința de a vă oferi cât mai multe posibilități și oportunități pentru dumneavoastră să vă întoarceți acasă. Și alături de noi am adus și o serie de oaspeți deosebiți pe care îmi face plăcere să îi prezint. Este vorba despre inițiatorul acestor întâlniri care au fost organizate anual la Roma, actual membru în Parlamentul României, domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu. De asemenea, urăm bun venit la Roma în doamnei Micaela Mirabela Miron, îmi cer scuze, reprezentantul domnului Lucian Neamșu, de asemenea reprezentant și doamna Cioban, expert în cadrul Direcției Dezvoltare Afacerilor, în cadrul Agenției Dezvoltare Regională Nord-Est, tocmai din dorința aceea de care vă spuneam la început, să vă oferim cât mai multe informații care vă pot fi necesare în eventualitatea în care vă doriți să vă întoarceți acasă. Înainte de a trece la dezbaterea propriu-zis, am să rog pe fiecare dintre invitații noștri să ne spună câteva cuvinte. Domnule deputat Leoreanu. Să rămână, bună ziua, bine ne regăsim, bine ne revedem acasă la Roman, pentru că cuvântul acasă are o rezonanță aparte. Eu sunt convins că dumneavoastră, acolo de unde veniți, unde locuiți, unde vă desfășurați activitatea, când mergeți de la locul de muncă sau din oraș către locuința în care, sigur, vă desfășurați viața aceea de toate zilele, spuneți că mergem acasă. Dar acasă, aici, are altă rezonanță emoțională. Sunt convins că atunci când sunt concediile, așa cum în perioada lunii august, peste tot în Occident, și spuneți că mergem acasă, are o cu totul altă rezonanță. Și sunt convins că veniți cu foarte mult drag, pentru că vă revedeți familiile, prietenii, locurile.
Sigur că ne dorim ca această zonă de la an la an să se transforme în mai bine și să aducă oportunități. Câteva lucruri aș vrea să vă spun. Să știți că lucrurile au început să se miște și în România. Există peste tot o anumită recesiune, o anumită protejare a celor care sunt de cetățenia țării care vă asigură în momentul de față partea de activitate, de viață și dumneavoastră sunteți cei în măsură să puteți spune că parcă lucrurile nu mai sunt așa cum erau odinioară nici în vest. Adică e din ce în ce mai greu, legislația a devenit din ce în ce mai strânsă, lucrurile se mișcă destul de anevoios. Vreau să vă spun că România a început să facă pași importanți în ceea ce înseamnă dezvoltarea, dincolo de interesul celor din afara României, într-o măsură majoră, sau a celor din interior. Este un drum firesc care e determinat până la urmă de oameni. Pentru că fiecare om își marchează timpul, activitatea sa și încearcă să facă lucruri mai bune. Oamenii de bună credință. Și așa aș vrea să cred. Vreau să vă spun că în Roman, în ultimul timp, s-au întâmplat lucruri importante. În sensul în care discutam pentru deschiderea celei de-a doua unități la o firmă multinațională, lider mondial, TRVCTF, o firmă americană care, iată, a fuzionat cu o firmă din Germania, cu CTF-ul, devenind un jucător important în industria automotivelor, care în momentul de față are 2000 de locuri de muncă în 2 ani, create la Roman, și care în următorul an va mai avea nevoie de încă 700 de locuri de muncă. Vorbim de două platforme logistice importante a concernului Lidl și a concernului Profi, care vor deschide la Roman, au început deja, baze logistice pentru întreaga Moldova. Deci Romanul, datorită poziției geostrategice, dar și a oamenilor care s-au implicat, atunci când eu, ca primar, am deschis aceste subiecte și am susținut dezvoltarea, domnul primar actual, Lucian Micu, care a continuat acest lucru, vor aduce un plus, vor însemna împreună încă vreo 700-800 de locuri de muncă. Ceea ce ar însemna că într-un an de zile, de aici încolo, Romanul va putea să ofere circa 1500 de locuri de muncă. Cu dezvoltările pe orizontală, discutam cu cei de la TRV și îmi spuneau, ca să vedeți impactul economic, că prin contractele pe care TRV-ul le are cu firme și din Roman, și din jur, și din Moldova, dar și din țară, desfășoară activități cu sute de furnizori, din care, din Roman, cel puțin 50-60 de agenți economici sunt în relații contractuale directe cu acest mare concern. Deci nu numai prin ceea ce face concernul ca activitate intrinsecă, ci și prin ceea ce desfășoară cu partenerii economici din Roman, aduc un plus în dezvoltarea mediului de afaceri și, prin urmare, în susținerea, dar chiar și creșterea numărului locurilor de muncă. Aș vrea să vă spun că la ora actuală, în Roman, între 170 și 200 de locuri de muncă sunt scoase pe bursa locurilor de muncă săptămânal. Știu, o să spună cineva, data salariile nu sunt la nivelul celor din Occident. Aș vrea să vă spun că și aici lucrurile s-au mișcat într-un sens pozitiv. Pentru că, vă dau un exemplu. Un bucătar în Roman are un salariu net în jur de 1000 de euro în mână. Un șofer profesionist în Roman, deci nu vorbim de București sau de Cluj, unde salariile pot părea că sunt mai mari. Un șofer în Roman, profesionist, are un venit în jur de 1000 de euro pe lună. Dincolo de celelalte, vorbesc net, dincolo de celelalte facilități sau ore suplimentare pe care le poate executa.
pentru că un ospătar sau un bucătar, prin evenimentele la care participă la sfârșit de săptămână, sigur, în, ca să fim corecți, în perioade, cam din iunie, iulie, august, septembrie, vreau să vă spun că la ora actuală dumneavoastră sunteți și cunoașteți obiceiurile pământului. În general, nunțile se făceau cam sâmbătă și pe urmă duminica. Vreți să vă spun că acum se fac nunți și marți și miercuri și joi și vineri și sâmbătă și duminică? Începând din iunie, iulie, august, septembrie, ceea ce ar însemna pentru un ospătar sau pentru un bucătar că dublează salariul. De asemenea, sunt căutați și este o mare criză de profesioniști în domeniul instalațiilor, în ceea ce înseamnă lăcătuși mecanici, oameni de întreținere, tâmplari. De asemenea, domeniul construcțiilor, sigur că în perioadele în care se caută mai ales, au nevoie de locuri, de oameni pentru aceste locuri de muncă. Pentru că e destul de greu, mulți au plecat și în general, ca să fim corecți, au plecat de-a lungul timpului cei care erau cu competențe, cu abilități mai bine dezvoltate. Sigur că aceste firme au căutat să-și formeze oameni, la un moment dat ei, când au ajuns la un anumit nivel de pregătire, au căutat și o viață mai bună și au plecat. Deci eu cred că încetul cu încetul lucrurile se mișcă. Poate nu se mișcă atât de repede cum ne-am dorit, mai ales în mediul privat. Probabil ați auzit că în România au crescut în ultimul timp salariile în domeniul public, în instituțiile publice. Este adevărat, se rămăsese oarecum în urmă pentru foarte multe categorii. Este și justificată, dar să știți că și mediul de afaceri vine din urmă. De asemenea, discutam și la București în dezbatere cu colegii mei parlamentari și ținem foarte mult la acest proiect din Moldova, la construirea autostrăzii Unirii. Autostrada Iași-Târgu Neamț, de Drău, Târgu Mureș. Pentru că, într-adevăr, avem o mare problemă că circulăm în străinătate și facem 1000 de kilometri în 5-6 ore și intrăm în țară și facem 400-500 de kilometri în 9 ore. Avem o mare problemă. Noi susținem foarte mult acest lucru și ne batem și permanent vedem ca acest lucru să se întâmple. Din păcate, procedurile sunt foarte greoaie și o parte a legislației nu este foarte aplicată. Mă refer, în primul rând, la legislația legată de expropieri. Acolo când autostrada trebuie să treacă și dacă proprietarul nu-i de acord, încep anumite negocieri și care pot îngheța pe o perioadă mai lungă de timp proiectul. Dar noi sperăm ca lucrurile să se miște, pentru că Moldova, în momentul de față, este izolată față de restul țării, față de Ardeal și, evident, față de Occident, de acest zid natural, de care noi suntem foarte mândri, munții Carpați Orientale, dar care, din păcate, reprezintă și un obstacol natural, iată în momentul de față de netrecut. A circulat foarte mulți în Austria, în Italia, în Croația și ați văzut ce salbă de tunele există, ce autostrăzi. Din păcate, România s-a mișcat foarte greu aici. Dar eu am speranța că în următorii ani se poate întâmpla acest proiect care va aduce un plus, automat va aduce un plus și pentru Moldova. Lucrurile deja se mișcă, poate nu în dinamica în care ne-am dorit. Dar să știți că există oportunități și există exemple de bună practică și în Roma. Există oameni care au lucrat în străinătate, s-au întors acasă și cu acei bănuți pe care au putut să-i pună deoparte, au deschis afaceri în Roma. Fie că e un restaurant, fie că e o firmă de construcții, dar au mișcat. Ne-am întâlnit cu ei și eu și domnul primar, am fost la diferite întâlniri și am spus într-adevăr că nu este simplu. Este destul de greu și aici, dar a spus că e destul de greu și în Occident, și afară, așa cum spunem noi. Această globalizare aduce în timp o uniformizare. Am spus, poate nu în ritmul care ne-am dorit, dar acest lucru se întâmplă. Și discutam, de exemplu, cu medici sau cu asistente medicale, care
ar fi mers afară, vorbesc despre o asistentă medicală, ar fi putut să aibă un salariu 1500-2000 de euro. Vreau să vă spun că o asistentă medicală are astăzi, în urma creșterilor, între 1000-1200 de euro o mână. Ținând cont că acolo ești departe de familie, ținând cont că acolo, pentru că, într-adevăr, coșul zilnic, alimentația, nu reprezintă o pondere semnificativă în venit. Adică, cu 200-300 de euro se poate asigura, într-o anumită marjă, o alimentație de bază, să zic, în străinătate. În schimb, și dumneavoastră știți foarte bine că chiriile, utilitățile, sunt foarte scumpe în Occident. Așa încât, dacă faci un calcul economic la nivel de familie, observi că destul de greu reușești să pui niște bani deoparte, să strângi din ceea ce muncești după ce îți achiți cele de toate zilele. Drept pentru care eu cred că România începe să reprezinte, și mă refer și la Moldova în acest moment, mai cu seamă la romani, începe să reprezinte un reper măcar de regândire, măcar de proiecție în timp, ca într-un an, în doi, cine crede că ar dori să revină acasă, ar putea să-și facă un plan. Ori de afaceri, ori de implicare în viața socioeconomică. Acum, ne mai lovim de o problemă. Când vorbim de întoarcerea acasă a românilor plecați, mulți, într-adevăr, depind de niște factori subiectivi, nu doar de factori obiectivi. În sensul în care are un loc de muncă, este legat pentru un anumit, probabil, credit sau anumite lucruri le desfășoară și a luat o locuință, trebuie să achite și legat să rămână acolo. Sau are copii care deja merg la școală, se intrați într-un sistem educațional care iară îi leagă oarecum. Deși, să știți, eu fiind la bază profesor, am avut de-a face cu oameni care au venit din străinătate, copiii, și care la un anumit nivel de studiu, comparativ cu nivelul de studiu din România, să știți că erau sub. Adică un copil de clasa a 8-a care vine, cum ne cunosc eu, din Italia, e la nivelul unui copil de clasa a 6-a care învață în România. Dacă n-am dreptate, vă rog să mă contraziceți. Așa e, nu? Ca informație, dar nu ca formație. Da, corect. De asemenea, vreau să vă spun, ca să vin să vă dau un răspuns la acest lucru, nu știu dacă știți că, de exemplu, medicii români, informaticienii români, sunt considerați unii din cei mai buni din lume. Da? Deci vă spun că informaticienii, medicii care pleacă din România, au o rată de succes foarte bună în Occident. Și vă mai spun un lucru. Vedeți? Aici intrăm într-o zonă mai sensibilă. Chiar și meseriașii care pleacă. Hai să recunoaștem cu toții că, într-un fel, când mergem în Occident, avem o atitudine, un comportament și o implicare. Și altfel, când venim în țară, tratăm lucrurile. Adică, în momentul când suntem în Italia, în Austria sau în Franța, încercăm să fim pe șablonul italianului, austriacului sau francezului. Și deodată când ne întoarcem în țară, ne întoarcem la vechiul șablon al românului. Adică puțin mai superficial, puțin mai neimplicat. Pentru că hai să ne gândim, și am vorbit, adică vă spun din cunoștință de cauză, oameni care, de exemplu, pun faianță sau tâmplari sau instalatori, în ce sistem și în ce ritm lucrează în străinătate, și în ce ritm și-ar dori să lucreze când vine aici, și pe ce bani și discuții și așa mai departe. Cunosc de asemenea oameni care s-au implicat la nivelul meseriașilor care au dovedit în străinătate că sunt foarte buni profesioniști și care fac o treabă bună. Sistemul de învățământ, probabil în momentul de față, și aici înclin să vă dau dreptate, nu mai este racordat la un sistem educațional de formare a unor competențe, a unor abilități și crearea unor orientări școlar-profesionale. Aici cred că mai este de lucru. La baza de formare a unor cunoștințe și, cum am spus și dumneavoastră, bine, a unor informații, încă, bun, poate nu e exemplu cel mai bun, dar dacă trecem la nivelul elitelor, probabil ați văzut de curând, s-a întors lotul de matematică care a cules ca medalii de aur de lume, la fizică facem cam la fel, la informatică facem cam la fel.
Adică România are un bazin, să știți că reprezintă o atracție pentru străinătate, tocmai pentru că formează minți și care nu costă foarte mult pentru cei din Occident, pentru că formarea unui astfel de om în Occident costă foarte mult. E mai ușor să ne dea capăt. Dar, într-adevăr, sunt anumite carențe și trebuie să fim foarte sinceri cu noi și să punem lucrurile pe masă în forma în care sunt. Să încercăm să îndreptăm acolo unde nu funcționează, să încercăm să preluăm exemple de bună practică și să le punem în peisajul vieții socioeconomice, acest lucru trebuie să-l facem. Avem și acest comportament dual, pe care, de exemplu, trebuie să recunoaștem, inclusiv eu, da, vreți să vă spun, în momentul în care mergi, ești cu mașina, într-o țară, te uiți mai atent cu ce viteză circul, nu te apuci să întorci pe interzis, cum spunem noi, hai să facem o românească. Am dreptate. În România, când se ajunge, e vorba aia păguboasă. Merge și așa. Eu zic că aici avem de lucrat și la mentalități, și la atitudini, și la colaborare. Iar dumneavoastră, cei care ați lucrat și ați trăit afară, sigur că aveți un plus. Ați văzut multe, ați trăit multe, unele lucruri cu suferință, ați avut și satisfacții. De aceea, întoarcerea acasă, a celor care au lucrat afară, care au avut un obiectiv efectiv de a aduce o viață mai bună și au ajuns la un anumit nivel în care își reproiectează restul de viață pe care ar putea să continue și în țară, pentru noi însemna un plus. Că vin cu o mentalitate, vin cu o experiență, vin cu un plus și pe noi acest lucru nu poate decât să ne bucure. Oricum, eu vă urez succes oriunde mergeți, oriunde lucrați, oriunde vă implicați pe diferite paliere, dar vă sfătuiesc totdeauna să nu uitați locul acesta dulce numit acasă. Familiile și prietenii vă rămân aici, iar noi, cei care zicem că am pus un număr la dezvoltarea măcar a acestei urbe, veți avea întotdeauna niște colaboratori și ceea ce va depinde de noi vom încerca să facem, pentru că noi, efectiv, acum trăind și muncind aici, ne dorim mai bine pentru fiecare, dar și pentru noi care am fi beneficiari direcți. În rest, Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde veți fi și găsiți în noi parteneri de dialog, parteneri de proiecte, astfel încât lucrurile să meargă mai bine și aici, acasă, la noi, în România. Vă mulțumesc! Da, vedem că avem aici copilași care vin acasă, am văzut o fetiță și acolo. Acolo poliția Roma. Da. Mulțumim mult, domnule deputat, așa cum v-am anunțat încă de la începutul discuțiilor noastre, Primăria Municipiului Roman, începând de în acest an, ne-am alăturat proiectului Repatriot, care este un proiect de repartiere prin antreprenoriat adresat românilor din diaspora. Este un proiect lansat de Romanian Business Leaders și despre acest ambițios proiect, care a început să devină o adevărată mișcare națională, ne va vorbi doamna Mirabela Miron, reprezentant Repatriot. Este și președinte Avizor, dar și vicepreședinte al filialei Iași, al Corpului Experților Fondabili și Contabililor Autorizați din România. Vă rog, doamna Mirabela. Bună ziua! Bine v-am găsit la Diaspora Romană, cum spunem și noi, în partea Fiecare Patriot. O să vă spun pe scurt cine suntem. Suntem o inițiativă privată, un grup de oameni de afaceri și o să vă dau câteva tenuri de societăți ca să vă dați seama de ce suntem. Dedemanul, Famburierul, Eurolinesul sunt câțiva din inițiatorii acestui proiect. Și proiectul a pornit dintr-o nevoie a noastră, a antreprenorilor. Și eu sunt antreprenor, conduc o firmă de consultanță de peste 12 ani pe piața de Nord-Est, de o nevoie de resursă umană și o nevoie de a vedea lângă noi investitori care au aceleași valori, credințe și care vorbesc aceeași limbă. Pentru că ne-am dat seama că decât să căutăm investitori străini, este mult mai ușor să ne adresăm dumneavoastră, celor care din vară motive ați ales să plecați din țară, dar
v-ați format în afară, ați învățat din tot ceea ce presupune Europa și nu numai, și ne-am bucurat foarte mult să vă, să vă deschidem ușa și să vă invităm să veniți înapoi acasă. Repatriot este o platformă care își propune repatrierea prin antreprenoriat și nu numai. Dacă vreți să vă repatriați și prin a vă căuta un job, noi vă suntem la dispoziție. Ne găsiți pe online, ne găsiți office@repatriot.ro. Orice întrebare o aveți, noi vă răspundem. Suntem un grup de peste 300 de oameni care lucrăm la această platformă. Pe lângă repatrierea prin antreprenoriat de o perioadă foarte scurtă, am mai dezvoltat un proiect care se numește Restart Home. Este un birou efectiv care a plecat de la Iași, pentru că de acolo sunt eu și inițiativa a pornit de la mine ca și inițiator. Este un birou fizic în care, dacă orice întrebare aveți despre cum puteți obține finanțări, care sunt taxele și impozitele pe care le plătiți în România, care sunt oportunitățile de investiții în regiunea de nord-est și nu numai, ce aveți nevoie pentru a obține o finanțare nerambursabilă sau cum vă puteți adresa unei bănci, noi vă stăm aproape, trimiteți-ne întrebările dumneavoastră, vă răspundem în cel mai scurt timp și ne dorim foarte mult să veniți acasă, pentru că sunteți de același sânge și același suflet și același vibrație cu noi și eu, ca și moldoveancă, am o credință că dacă Dumnezeu ne-a îngăduit să ne naștem pe acest pământ și ne-a îngăduit să ne naștem aici împreună, este, avem o datorie sacră, o datorie morală să ne respectăm pământul și să ne respectăm semenii. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Mirabela, și eu vreau să vă aduc la cunoștință faptul că din acest an am stabilit ca un departament din cadrul primăriei să fie într-un contact permanent cu dumneavoastră. Este vorba despre biroul de control, strategii și marketing instituțional la etajul 2, camera 59 din primăria municipiului Roman. Acolo unde vi se va oferi sprijin și informații tuturor romașcanilor care doresc fie să caute un loc de muncă, fie să investească la Roma. Am urmat și noi acest exemplu al dumneavoastră și chiar am achiesat la el. De asemenea, tot pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am invitat din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est pe doamna Ana Ciobanu, expert în cadrul Direcției pentru Dezvoltarea Afacerilor, pentru a vă prezenta câteva oportunități care vă pot fi de folos. Doamna Ciobanu. Bună ziua! Mă bucur foarte mult că sunt alături de voi astăzi și vreau pe această cale să-i mulțumesc domnului primar pentru invitație. Nu știu cât dintre dumneavoastră cunosc activitatea agenției. Agenția este o instituție publică care lucrează pentru dezvoltarea regiunii de nord-est în tot ansamblul lui, în tot ansamblul ei, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social. Începând cu anul 2015 a fost înființată o direcție de dezvoltare a afacerilor, iar această direcție sprijină antreprenorii, sprijină dezvoltarea unei comunități antreprenoriale în regiunea de nord-est. Noi încercăm prin programele și prin proiectele noastre să sprijinim antreprenorii de orice fel. Bineînțeles, ne dorim foarte mult ca firmele din regiunea de nord-est să ajungă să fie cunoscute nu doar la nivel național, cât la nivel internațional și, de ce nu, la nivel global. Prin proiectele pe care le derulăm, există mai multe care se adresează firmelor deja înființate. Noi, în calitate de Agenție pentru Dezvoltare Regională, gestionăm programul operațional regional și există două linii de finanțare care se adresează micro-întreprinderilor.
dar de asemenea dorim să sprijinim și persoanele care au doar o idee de afacere și în special începând probabil cu anul viitor vom avea în derulare un proiect care se adresează celor din diaspora. De aceea vă rog să urmăriți site-ul nostru www.aderenordest.ro. Aveți pe ecran și adresa mea de mail, îmi puteți scrie și puteți spune dacă sunteți interesați să participați la un asemenea proiect. Proiectul se va desfășura, cum vă spuneam, începând cu anul viitor și dorește să sprijine persoane din diaspora, antreprenori care doresc să se întoarcă acasă, care au o idee de afacere, iar noi îi vom ajuta și prin proiect vă vom asigura și o mică sumă cu care să începeți afacerea. De asemenea, tot în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională avem un centru de studii prin care acei dintre dumneavoastră care doresc să învețe despre managementul proiectului sau despre managementul resurselor umane pot afla, pot veni, pot face cursuri, pot sta de vorbă cu specialiștii de la noi. Pentru cei care vor să investească sume mai mari, avem un departament de investiții private, avem un ghid al investitorului pe care îl veți găsi tot online pe site-ul nostru și care oferă informații despre regiune, ce înseamnă regiunea, care sunt avantajele și, de asemenea, cu ce sprijinim noi în calitate de agenție pe viitori întreprinzători. Rugămintea mea este ca cei interesați să ne contacteze, pentru că este o oportunitate foarte bună. Este o oportunitate care poate va apărea o dată pentru la 3-4 ani și e păcat să o ratați. Vă doresc mult succes și sper ca dintre dumneavoastră să fie mulți care mă vor contacta și care vor dori informații suplimentare. Mulțumesc și eu! Vreau să vă vorbesc și eu puțin despre Roma, care, așa cum spunem cu toții, reprezintă acasă, un oraș cu o infrastructură modernă, un oraș cu servicii publice competitive și cu o activitate socială, culturală foarte diversă. Și care își propune să ducă la creșterea calității vieții locuitorilor municipiului Roman. Noi am făcut eforturi în ultimii ani pentru conservarea patrimoniului cultural și aici aș vrea să vă aduc aminte reabilitarea, modernizarea și consolidarea unor clădiri patrimoniu cultural. E vorba de Biblioteca George Radu Melidon, este vorba de Casa Hogaș, este vorba de corpurile A și B de la Colegiul Național Roman Vodă. De asemenea, noi am acordat o atenție și infrastructurii, pe care infrastructura rutieră ne-am dorit-o cât mai modernizată. S-au făcut în ultimii ani investiții foarte multe, atât în infrastructura rutieră, dar cât și în infrastructura subterană. Rețele de apă și canalizare moderne. De asemenea, cele două centuri ocolitoare ale Romanului, care degrevează traficul în municipiul Roman de tot ceea ce înseamnă transport greu. De asemenea, am făcut investiții și în ceea ce înseamnă infrastructura sportivă și de agrement. Avem în momentul de față complexul sportiv și de agrement Moldova, un complex care este etalon pentru noi, Romanul. În fiecare weekend întâlnim foarte multe mașini care vin din alte localități și alte județe mult mai puternice financiar și care nu au parte de o asemenea investiție. Vorba despre ștrandul din complexul Moldova, este vorba despre zona de picnic, acolo unde ne putem petrece timpul liber alături de cei dragi. Avem două stadioane, două săli polivalente, un bazin de not, două terenuri de mini fotbal, șase terenuri de tenis de câmp.
Iată că în ultimii ani interesul administrației publice a fost de a dezvolta și aceste aspecte. Dar am considerat că nu este suficient doar acest lucru, ci ne-am dorit o instituție, ca primăria să fie o instituție cât mai deschisă pentru dumneavoastră cetățenii, care apelați la serviciile noastre printr-un site care să vă ofere cât mai multe informații necesare pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră, formulare pe care să le găsiți pentru a nu mai pierde timpul pe la diverse birouri să le luați, și puteți să le printați de acasă, să le completați și doar să le depuneți la birou unic. Ba mai mult decât atât, am creat și acest sistem de programare online la Direcția Locală de Evidență a Populației, acolo unde, în special, dumneavoastră, cei care sunteți în străinătate, puteți din timp să vă faceți rezervări pentru perioada când știți că veniți acasă, astfel încât să nu mai stați în această perioadă la aceste aglomerații care se formează. De asemenea, în ceea ce privește instrumentele de plată ale impozitelor și taxelor locale, avem o platformă online de sistem de plată electronică. Trebuie doar să depuneți o cerere, să vă creați un username și o parolă și prin intermediul acestora puteți să vă plătiți de acasă taxele și impozitele locale. Sunt lucruri normale pentru secolul în care trăim, pentru era informatică la care cu toții cred eu că încetul cu încetul trebuie să ne adaptăm, atât noi ca și administrație publică locală, dar cât și dumneavoastră ca și beneficiari ai acestor servicii. De aceea, și din punct de vedere economic, așa cum spunea și domnul deputat, în următorul an, un an și jumătate, peste 1500 de locuri de muncă se vor crea la Roma, prin cele două platforme logistice, prin noua hală industrială de la TRV și, de asemenea, un nou centru comercial care se configurează la Roma. Interesul nostru, sigur că ar fi și în zona producției. Gândim chiar și un parc industrial, acolo unde chiar și o parte dintre dumneavoastră să puteți să veniți și să găsiți o infrastructură care să vă permită dezvoltarea unor afaceri. Dar, până la urmă, actorii principali ai întâlnirii de astăzi, cred eu că sunteți dumneavoastră, romașcanii care locuiți în străinătate și de aceea aș vrea să purtăm și un dialog cu dumneavoastră, să fiți și dumneavoastră cei care să vă exprimați câteva impresii, câteva opinii și, de ce nu, câteva propuneri pe care să le faceți primăriei municipiului Roman, colegilor care au decis astăzi să vină alături de noi, reprezentanții celor de la Repartior, la Teren Nord-Est, domnului deputat, astfel încât această întâlnire să fie una cât mai bună și din care să rezulte și o serie de idei pozitive. Așa că vă las pe dumneavoastră să interveniți și să ne spuneți câteva cuvinte. Haideți să spargă cineva chiar întrebări, propuneri, impresii. Întoarcem acasă. De unde stăm? Stăm cu părinții, obiții să ne construiesc? E foarte bine că mi-ați adresat și această întrebare. În urma demersurilor pe care le-am făcut la Agenția Națională pentru Locuințe, suntem deja într-un stadiu destul de avansat pentru construirea a două noi blocuri de locuințe pentru tineri până în 35 de ani. Și mai mult decât atât, am depus documentații necesare pentru construirea încă patru blocuri de locuințe. Este vorba de un bloc de locuințe pentru specialiști în sănătate, un bloc de locuințe pentru specialiști în educație și două blocuri de locuințe de serviciu. Deci, practic, în perioada imediat următoare, în măsura obținerii finanțărilor de la Agenția Națională pentru Locuințe, avem perspectivele construirii a încă șase blocuri noi, pe raza municipiului Roman, în aceeași zonă din Alea Vasile Lucu, unde sunt construite și celelalte. Mulțumesc! Dumneavoastră vrea să spuneți ceva. Ați deschideți un ce microfonul și faceți mai la tine voastră. Și mă repartiat
care am învățat deja 3 ani. Școala a făcut-o acolo, era 5 ani jumate, pentru că având să fiu eliminată să mă duc școală, 5 ani. A făcut școală, am luat-o de la școală, am introdus-o la școală, am scris-o la școală, mă rog, acum se... I-a făcut documentele, fiind cetățean italian, pentru că i-a făcut multe probleme. CNP-ul care m-a făcut la casă căsătoriță, unul în spate, mi-a spus că durează 6 luni, scuzați. Cu tăcerea dumneavoastră și sperăm ca... E vorba de transcrierea în transcrierea, da. Să fac CNP-ul, pentru că a spus că trebuia să fie mult mai vreme. Dar nu știu că eu mă repartez, nu am știut, am revenit, pentru că nu mai e o piață, stau foarte bine. Nu știu dacă sunt mai eu care așa, din care era știut foarte bine și mai e o piață să stau foarte bine. Avem un salariu de nimic, pe când soțul meu a lucrat acolo, ca fiind Italia, în Calabria, nu am fost în nord, în nord, e diferență între Calabria și nord, și dumneavoastră, acolo, aici, lucrând în Calabria, având un salar de nimic. Deci, fiind italian, aveau 1.300 de euro. Nu am vândut, nu am vândut un apartament, plătind o chirie de 400, da? Cu întreținere de gaz și toate astea, ajungeam care nu puteam să le întreținem. Având o fetiță de 7 ani, obligație de făcut la școală și toate astea. Acum casă aici în România, le plătim cheie pe care am spus că nu e pe bine, ajungem în România, pe patria și nu și pe de acolo. Și ajungem aici, îmi deschid o afacere, am început să-mi deschid acum mai mică, pentru că nu pot să-mi specializăm. Chiar dacă am făcut liceu, mă rog, doi. Da, nu am ajuns să am un loc de muncă, pentru că timpul domnului, mi-a spus mama că fac o școală bună, se întâlnește, se întâlnește la țări, da? Nu am avut posibilitatea de a lucra. Am încercat să fac altceva. Am ajuns până la urmă, să plec în Italia, am venit cu el, m-am întors în repatriat, după nu am întâmplat, nu am întâmplat în Italia. Am încercat, acum, sunt de curtea deschide, mă liberă pe lucrură la un sediu, sediu este la mine ca să pun cuzele cu bulevardul de voce. Acum încerc să trebuie de la dumneavoastră de jos. Și încercăm să facem și pentru dumneavoastră ceva. Încerc să deschidem o tratorie italiană, pentru că știți cum nu știu cum se spune. Știm, da, da. Ceva micuț pentru să ție prima casă, pentru că am făcut timpul să stau acasă. Acasă nu știu să ținei, nu stă mai bine. Italia nu mai e cum era în Italia. Bine de cei care au un salariu mult mai mare, nu știu, nu știu, dar el ca italian a devenit. Am înțeles. Neavând un apartament acolo, pentru că știți, dumneavoastră, 30-40% au un apartament al lor, da? Foarte mulți stau în chirie. Nu este bogat, e chiar un om normal, lucrând la un patron care chiar nu îi dădea bani. Nu știu dacă aveți dumneavoastră nord, un stat sau un care nu se referă așa. Sunt foarte mulți patroni care nu dau salariu la... Deci nu dau salariu. Soțul meu, fiind italian, îi dă de fierul, de sfârșitul actului de muncă, deci nici în ziua de azi nu i-a dat banii, da? Deci noi am venit în iunie acasă, da? Deci în iunie, deci avem aproape 3 luni, din nou, din bani. Eu, din partea... Da. Ok, vă mulțumesc și noi, vă dorim mult succes în ceea ce v-ați propus. În legătură cu solicitările dumneavoastră, am să vă rog să îmi lăsați o cerere pentru a urgenta obținerea CNP-ului și ce ține de Primăria Municipiului Roman. Noi vom încerca să facem cât mai repede. Ulterior știu că sunt niște demersuri de făcut și la Piatra Neamț, la Direcția de Evidență a Populației la nivelul județului.
și pentru copil și pentru copil mai ales e cel mai important. Iar în ceea ce privește autorizația de dumneavoastră de funcționare, vă asigur că în niciun caz nu va dura, cât spune termenul legal, 30 de zile. Noi încercăm, termenul legal e 30 de zile, dar încercăm cât mai repede să vă oferim. Vă mulțumim și noi. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog. Mulți spun că vin românii din străinătate, dar vă spun că în urma dezvoltării orașului și datorită domnului fost primar, pentru că după revoluție, eu sunt mai în vârstă față de alții, zice, am prins când eram tânăr și nu spun așa, vreau să fac mult. Am plecat în Italia, dar am plecat la mai rău, că dacă stăteam aici, în urma dezvoltării orașului și urma capacității care este acum, eram mult mai avansat și dezvoltat financiar și fără stres, fără nimica. Deci cel mai bine să nu mai duci nimic. Câștig foarte bine și acolo, sunt respectat și acolo, ne-am integrat foarte bine, dar tot mai bine acasă. Deci tot mai bine este acasă. Da. Pentru că oamenii s-au dezvoltat în toate nimeni. Poate colabora, venind la o primărie, oameni foarte apreciați, foarte experți, în care se poate dezvolta mai multe idei de a sta acasă. Nu să ne ducem să ne facem bani lor și să construim și lor. Pentru că noi suntem mai buni ca ei. Dacă nu eram buni, nu ne primeau acolo. Să fie clar că dacă eram buni, nu ne primeam nici măcar la graniță. Dar așa, ce o să zic? Lasă bine românul cu ei. Nu avem tehnologie, dar avem capacitate mentală. Și ne adaptăm foarte bine la orice. Și reacționăm bine la situații de criză. Un exemplu, poți să vă că băiatul meu s-a născut în Italia, am un băiețel de 10 luni. Să vă trăiască. În Italia, mulțumesc. În grupul Inter, o trei zile a fost demis acasă, tot ok. I-a rămas o valoră deschisă la inimă. Viața a trebuit să fie în România și de Crăciun. Mă rog, am venit acasă de Crăciun. Am mers la imperiatul. Toate astea, fără aparatură, să zic, să facă radio. Doar putându-se la el, a descoperit cauza care e Italia. Da, haideți să spunem că sunt cazuri izolate. Depinde părere de la caz la caz. Sunt persoane, avem acum Magda Vasiliu, care toate posturile de televiziune, care copilul este tratat în Italia. Sunt cazuri și cazuri. Da. E vorba de destinul fiecăruia și e vorba de caz la caz. Nu generalizăm situația din Italia cu situația din România. Se întâmplă... Am fost... acum o lună, două, cu bătrânul de la, care a fost la urgențe, sunt cazuri și cazuri, nu trebuie generalizate. Ne-am dus pentru că am vrut, este o alegere a fiecăruia, domnul este liber, dacă vreți să veniți și considerați că Romanul vă oferă posibilitatea, veniți, nimeni nu ne ține legați. Da, deci să nu încercăm să scuipăm totuși într-o farfurie care ne-a dat atâția ani de mâncare. Deci noi suntem buni, dar nu știu, fac și ca domnul primar, suntem buni, dar acolo demonstrăm că suntem buni și suntem acasă mai puțin. Depinde de educația, de capacitatea lui. Păi tocmai, ce zic, să nu generalizăm. Deci, ai profesionist, sistemul nostru sanitar încă mai are foarte multe găuri. Nu este completament gratuit. Tot în străinătate ajung problemele alea mai grave. Deci ca să zicem că... Da, dar în urma, sunt 4, 5, 7 ani, bine s-au dezvoltat toate doamne în țară. Da, sunt de acord, datorită. Domnul Leoreanu are stima întregii diaspore. Ați fost cel mai vit sunteți. Domnul Nicu astăzi, cred că, să nu zic o aberație, este datorită dumneavoastră primar, pentru că încrederea vi s-a acordat dumneavoastră, fiind un candidat susținut de dumneavoastră, pentru că pe domnul Nicu nu cunoștea nimeni, putea foarte bine să fie mare. Nicolae era cam aceeași necunoștință de bine. Pentru că l-a susținut dumneavoastră. Ați făcut atât de multe lucruri vizibile, oportunite, datorită dumneavoastră, într-adevăr, vi s-a acordat, sperând că domnul Nicu duce mai departe. Va duce și va duce mai departe susținut de dumneavoastră. Că s-a dezvoltat este datorită dumneavoastră. Noi sperăm, da, cum zice doamnă, nu-i așa. Unii pot, unii nu pot, am și spus. Da.
fiecare după posibilități și fiecare... Ideea e că atunci când veniți acasă, noi să găsim soluțiile pentru fiecare dintre noi. Asta e cel mai important. Să fie comunicare și să fie anumite birouri, unde să găsești, să te poți confrunta, să poți, cum a zis doamna, un site, un lucru unde... Pentru că multă lume s-a retras acasă și vă spun că după ani de zile de eforturi, n-au fost cum ești, cum ești nimic, să-ți bat cu fondurile proprii. E într-adevăr un nou început atunci când revii acasă după o veche, după o lungă perioadă de timp, adaptarea la noi de acasă. Așa este. Așa cum a fost atunci când a plecat din România și a fost un început, după ce stai acolo 10-15 ani și revii, e din nou un început de drum. Nu-i foarte simplu, da, nu-i foarte simplu, așa este. E foarte greu. Ok, vă mulțumesc. Spuneți. Noi am pierdut foarte mult timp plecând în afară și lucrând la negru, anii trei, că ajungem în o vârstă care organismul nu mai răspunde la ce vrem noi. Ca să luăm și noi, gândim la o pensie, am 36 de ani. Aici vreau să ajung, e un dezavantaj pe care o să-l aveți pe termen lung, lipsa unui asigurări în domeniul public de, și de sănătate, dar și al asigurărilor sociale de pensii. Însă, din câte știu, există acele contracte pe care le puteți face, atât cu Casa de Asigurări de Sănătate, cât și cu Casa de Pensii, o contribuție minimă pe care puteți să o faceți lună de lună sau o dată la 3 luni, cum stabiliți, astfel încât dumneavoastră să știți că atunci când veniți acasă, aveți și o asigurare de sănătate, dar aveți și contribuții la Casa de Pensii. Deci sunt și astfel de soluții. Vă rog, spuneți. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă repatriat. Sunt câteva probleme cu care m-am confruntat și care m-ați venit să considerați. Deci, e bine că v-ați gândit la un birou în primărie care să sprijin, un birou prieten cu cei care intenționează să facă lucrul ăsta, pentru că au o etapă de vizită. Acest mediator, care se cunoaște foarte bine în adevăr mediul care, pentru economie de aici, și atenție că ar fi bine ca acest mediator să fie foarte obiectiv, pentru că cea mai mare problemă cu care te confrunți este corupția. Atunci când încerci să obții vize, încerci să obții... corupția este o chestiune care dezamează foarte mult și da, în ceea ce ne privește pe noi, vreau să vă spun că în ultimii ani noi am făcut pași foarte mari în sensul eradicării corupției. Se știe foarte bine că nu poate fi eliminată complet, dar aici facem un apel și la dumneavoastră. Pentru că atunci când aveți cunoștință sau când vi se cer lucruri care nu contravin sau care contravin bunelor moraguri, trebuie să aduceți la cunoștința conducătorilor instituției și mai departe pe de să putem elimina acest mediator. Acest mediator care să fie informat și în condiția legislației, că de multe ori se pune în față o problemă care se motivează că ar face parte din legislație. Este o operație. Omul nu o cunoaște. Și cade într-o captare. Acest mediator prietenos să fie stătuitor în loc. Vă dau un pic pe doamna Mirabela să vă spună. Permiteți, o să intervin. Felicitări, domnule primar, pentru deschiderea birourilor din cadrul primăriei. Este un pas extraordinar pe care primăria îl face pentru dumneavoastră. În ceea ce privește corupția la care se intervin, conduc o firmă de consultanță, am peste 400 de clienți naționali și regionali și vreau să vă spun că de câțiva ani, fiind în contact direct cu instituțiile statului, nu s-a mai pus problema plicului pe românește, și vă spun din toată inima, iar vis-a-vis de acea persoană care să fie obiectivă, domnul primar ne va pune la dispoziție o persoană și vă va pune la dispoziție o persoană, iar tot ce înseamnă informație tehnică, dacă nu se poate sau dacă persoana respectivă nu are expertiza tehnică, Repatriot pune la dispoziție în spate o echipă de tehnică care va veni și va susține acea persoană. Interesul nostru este ca informația să ajungă la dumneavoastră și să ajungă în modul cel mai obiectiv și în modul cel mai palpabil posibil pentru a fi implementată. Mulțumesc! Știm asta. De
Știm asta zilnic primesc. Poate luați în considerare și posibilitatea de așa o inițiativă legislativă să se stimuleze asocierea celor care vin în stare. Facem lucrul acesta, noi avem mai ales că fac parte din comunități, clar, ei se izolează acolo unde merg. Fiind parte și din un program din România în Business Leader, noi facem parte din Coaliția pentru Dezvoltarea României, avem întâlniri lunare la nivel de ministere și la nivel de guvern, facem și noi lobby cât se poate pentru ca România să devină țara pe care ne dorim. Mulțumim, vă rog! Bună ziua! Numele meu este Maria Rațiu. Am plecat în Italia în 2001. Și m-am întors din Italia după 4 ani. Și după aceea, oricum, cam din 2 în 2 ani. Și vreau să spun că venind acasă, oricum, se simte schimbarea. Și se simte schimbarea în tine. Când ești în afară, când și vii acasă, îți rămâne în memorie ce-a fost. Și reușești să vezi schimbarea. Vreau să... Eu am pe mama care este foarte în vârstă și o trebuie să o internez în spital în zilele astea, câteva zile în urmă, vreau să zic felicitări. Spitalul Roman este... îmi place. Să știți că eu sunt în Torino, deci în nord. Și am făcut asistență la bătrâni și am lucrat și în spitale, că sunt operator sociosanitar. Și sunt, este la nivelul, nu unui spital bine dotat din Torino, dar la nivelul unui spital din Rivoli, de exemplu, sau din Venaria, așa. Trebuie să mai lucrăm însă la atitudinea personalului. Nu mă refer la medici, nu. Mă refer la asistență. Și apropo de corupție, nu ceri nimeni. Este atitudinea care te obligă. Au un mod de a face și un mod de a fi când se apropie. Se fac înțelege și în modul. Trec la acțiune că mai încotro și acel mod se schimbă de așa, așa. Deci deschiderea apare extraordinar, zâmbetul apare. Deci există, se poate. Deci știi să lucrezi cu omul. Dar oricum, ca dotare, ca curățenie, ca felicitări. Am mulțumim, într-adevăr, trebuie să facem eforturi și în ceea ce privește resursa umană. Vom încerca în perioada următoare, deja am inițiat demersuri în acest sens. Dar încă mai avem de lucru în ceea ce privește atitudinea unora, pentru că nu trebuie să generalizăm. Însă, e drept că, și ne bucurăm că și dumneavoastră ați remarcat, Spitalul Municipal de Urgență Roman, într-adevăr, și-a schimbat fața și vom continua investițiile și în această unitate. Și vreau să vă mai spun. Deci, eu în Italia am plecat să-i ajut pe mei. Pentru ani de zile am fost furnizor de vise și de împliniri pentru ai mei. Băiatul meu a terminat facultatea, s-a căsătorit, mulțumesc lui Dumnezeu. E în țară, a venit în Italia, a plecat în Anglia, mama mă duc acasă. Și acasă, într-adevăr, s-a realizat. După ce am terminat cu toate astea, am zis, acum, e rândul meu. Și m-am înscris la o altă facultate. Și spun tuturor că visele pe care voi le-ați îngropat când ați plecat în Italia, reluați-le. Pentru că fiecare dintre noi am avut o meserie acasă pe care am exersat-o cu multă dragoste și am lăsat-o deoparte. Ne-am dus în Italia și am făcut ce am găsit. Ne-am dus în Anglia la fel, în Germania la fel. N-am lucrat în meseria noastră. Eu când am plecat, am fost trainer. Am fost inginer, am făcut și asta, dar după mi-am descoperit această pasiune de a forma oamenii. Și am lucrat ca trainer.
dar în Italia nu poți, nu. Ce-i drept, am reușit să fac câte ceva pentru comunitățile noastre, care erau pe lângă și care sunt pe lângă, adunate pe lângă biserici, care sunt, eu știu, în anumite în asociații chiar. Și să știți că, nu știu, știu că și Roma și Torino, prin asociațiile care sunt, au o viață culturală, așa cum este. Și nu-i numai muzică populară. Este și publicare de carte, este și pictură, este și, eu știu, multă, multă creativitate, că românul are multă creativitate. Este, au nevoie de legătura cu țara. Au foarte mare nevoie să fie legați cu țara. Și, în sfârșit, eu vreau să vin acasă, pentru că am îngrijit destui bătrâni, acum mama e bolnavă și bătrână și are nevoie de cineva care să știe să o îngrijească problemele care sunt. Dar vreau să și fac ceva pentru comunitatea noastră. Și eu fac acum, sunt în anul 3 și am certificare internațională pentru formare, pentru mentorship, pentru mentorare, pentru auto-leadership și leadership pentru dezvoltare personală. Vreau să încep să fac aici un roman aceste lucruri. Pentru că sunt, îmi dau seama că e nevoie. E nevoie de să știi să lucrezi cu oamenii, pentru că leadership-ul ăsta este lucru cu oamenii, comunicarea cu oamenii. Una este să știi tehnologie și să știi să faci tehnicul lucru și alta este să știi să te apropii de oameni și să știi să te ajuți cu omul și să-l ajuți. Deci să dai valoare omului. Aici, în România, asta este, cred că suferim de asta și suferim de asta dincolo și suferim de asta și acasă. Adăugarea de valoare omului și să dăm valoare omului. Aici vreau să încep, dacă se poate, și am colegi care fac aceeași facultate cu mine, se cheamă John Maxwell Team. Suntem țara care are singura pe lume, în lume, pentru că John Maxwell Team este o multinațională pe leadership și suntem țara care, unde americanii au venit și au făcut facultate în limba română. Suntem singuri din 142 de țări. Și predând în limba română, deci ei vin și dar avem traducere și toate cărțile lui John Maxwell, care este un cotat ca și guru, cel mai bun lider. Da, cel mai bun pe lider și ca profesor și ca tot ce vrei, coaching, teaching, trainer, așa. Și au aici la noi facultate în limba română. Și vin și în fiecare an suntem certificați pe o anumită linie de leadership și eu acum m-am certificat în al treilea an și certificarea este internațională. Materialul este extraordinar de bun. Este extraordinar. Este altceva decât ceea ce știm noi ca training. Și ar fi bine să facem lucrul ăsta. Păi noi vă așteptăm cu mare drag acasă să veniți și să ne inițiați și pe noi în aceste frumoase activități pe care le faceți noi. Eu nu vă voi iniția, eu vă voi ajuta să vă dezvoltați potențialul vostru. Bună ziua, bine v-am găsit. Da? Sau, da? Mă bucur că sunt la Roman. Mă bucur că domnul primar a avut inițiativa să deschidă biroul înainte de a veni noi cu inițiativa aceasta. Deci asta înseamnă că Repatriot își face treaba. Asta înseamnă că echipa de la Repatriot a început și să creeze o linie și o direcție. Ar vrea să completez că sunt foarte mulți români în afară, sunt circa 4.000 de oameni. Deci un sfert din România lucrează în afară la ora actuală. Suntem a doua țară care plecăm în afară, avem o problemă,
trebuie să gândim de ce sunt problemele acestea, cum putem să oprim fluxul ăsta de a pleca în afară, să vinem cu inițiative de a găsi locuri de muncă. Știm foarte bine toți cei care lucrăm că nu mai găsim oameni, nu mai găsim meseriași, nu mai găsim profesioniști. Eu, de exemplu, aduc profesioniști din afară, aduc ca să-mi completez personalul și, ca să vă dau un exemplu așa, din 2007 am tot adus specialiști din Africa de Sud, din Australia sau din Franța sau din Italia, pentru domeniul pe care mă ocup și o să vă spun imediat. Cei care vin în România, aici trebuie să găsească o deschidere la primărie, la Consiliul Județean, la toată lumea, fiindcă oamenii nu au acuitatea de a se descurca în mediul din România. Adică au uitat, e un mediu mult mai lejer în afară și mult mai simplu. Și atunci autoritățile trebuie să găsească soluții să fie cât mai, să fluidizeze autorizații atunci când are pentru un nou business, pentru un nou, pentru o nouă direcție. Sunt, fiecare avem specializarea noastră și avem direcția noastră. Avem gândurile noastre, avem proiectele noastre, avem familia noastră, care depinde de foarte multe lucruri. Fiecare suntem unic, cu alte cuvinte. Trebuie atunci să găsim soluții cu fiecare și soluții în care cât mai mult să vină înapoi și să facă să dezvoltăm mediul local. E foarte important atunci când știm că vecinul nostru face ceva și noi trebuie să facem câte ceva, fiecare să punem câte o cărămidă, să construim mediul acesta al nostru, să fie cât mai, să ridicăm standardul cu alte lucruri. La fel cum atunci când vedem unul pe stradă care are o hârtie, trebuie să-l atenționăm. Sunt lucruri de nivelul acesta, în care fiecare ne-am născut aici și trebuie să căutăm să sfințim locul unde ne-am născut. E foarte important să ne dezvoltăm acolo unde ne-a lăsat Dumnezeu. Și vedeți, am fost umblat în toată lumea și am văzut români și comunitățile de români adunate în jurul bisericii. M-am bucurat tare mult, foarte mult m-am bucurat. Am văzut acolo români care de o inimă extraordinară. Am văzut comunitățile toate care vibrează românește. Și toată lumea trăiește cu gândul de aici. Trebuie ca fiecare dintre noi să ne găsim locul, să ne găsim locul în România și să încercăm să facem ceva pentru țara aceasta, să încercăm să facem ceva pentru nația aceasta. Eu o să vă spun mai departe cam ce am făcut noi. Noi am încercat, am început după Revoluție un business pe bază de vin și am încercat să... Am văzut în România că business-ul merge, nu merge. Am mers, după care a început să cadă. După care am zis, domnule, ce să facem? Ne facem lucruri deosebite. Aveam plantații de viță de vie foarte vechi. Și atunci toată lumea, după 2000, de exemplu, au ras plantațiile vechi și au băgat vină. Noi am făcut și noi lucrul acesta, dar am făcut cu soiile românești. Cunoscând tradiția românească, cunoscând soiile românești, cunoscând valoarea cercetării românești, dar și valoarea soiilor românești, care sunt la nivelul Franței, la nivelul Italiei, m-am dus în afară, cu traiesc am văzut, ca să zic așa, și am început să vin. În dreapta, în stânga, Italia, Franța, Germania, știu eu, China sau alte țări.